Alina, când vine vorba despre cum ne îmbrăcăm la locul de muncă, e o mare problemă cu care noi femeile, din păcate, ne confruntăm și am venit la tine să ne ajut să ne spui concret cum ar trebui să ne îmbrăcăm, de ce anume ar trebui să ținem cont. Atunci când vorbim de locul de muncă, ne referim la o garderobă office. E bine să respectăm câteva reguli. În primul rând, să avem în garderobă culori neutre și aici mă refer la negru, gri, alb, un bej, camel, cam astea sunt culorile neutre, să ne raportăm la câteva piese vestimentare pe care e bine să le avem într-o garderobă office, pentru că ele sunt piese de bază. Costumul clasic, cămașa albă, putem să mergem și cu astfel de rochie la birou, fie în variantă neagră, fie în variantă albă, combinată, de exemplu, cu un sacou. Uite, Mimi, de exemplu, asta este una dintre ținutele propuse, cămașa albă cu jeansii clasici fără rupturi și un balerin în picioare. Este o ținută office mai casual. Dacă vrem să dăm un plus de eleganță, putem să adăugăm anumite piese? Uite, de exemplu, aș pune acest sacou care are niște accesorii care dau un plus de eleganță. Aceasta este o variantă de ținută, un costum negru, pantalon larg. Am mixat-o cu un tricou alb și cu pantof stiletto de culoare verde, ca să dau o notă de culoare. E foarte important modul în care porți această ținută. Dacă vrei să o porți cu atitudine, de exemplu, întorci manșetele de la sacou și le ridici aici. Am ales să pun această centură pentru a da o variantă modernă a modului în care se poate purta costumul. Ce e important de reținut, pantalonul larg este important să ajungă până jos. Avem o nouă ținută office în care am integrat rochie albă din lână merinos. Această ținută este potrivită pentru aceste zile mai răcoroase. Ținuta este foarte ofertantă, rochia de regulă e foarte ofertantă pentru că poate fi combinată cu mai multe variante, inclusiv cu această jachetă camel. Am creat aici o ținută formată din acest set, crop top și pantaloni culot. În cazul în care vrem să purtăm acest set mai elegant, putem să facem o combinație cu pantof stiletto, iar în varianta de teren, acest tricou alb luat pe dedesubt în combinație cu acești teniști. Important întotdeauna să ne îmbrăcăm în funcție de siluetă, da? Să avem în minte caracteristicile siluetei noastre. De exemplu, dacă avem o siluetă mai voluptoasă, da? Sâni mai mari, umeri mai lați, e important să echilibrăm partea superioară cu partea inferioară și atunci aș recomanda, de exemplu, o cămașă albă, fără umeri supradimensionați sau chestii de genul ăsta și o pereche de pantaloni largi. De ce? Pentru că dacă în cazul unei siluete voluptoase noi am pune pantaloni conici, acea siluetă ar puncta foarte tare zona superioară a corpului. Femeile minione țintesc întotdeauna să fie înalte și atunci, pentru a alungi silueta, le recomand un pantalon conic. Da? La care aș recomanda să se poarte un pantof stilet.